sfârșit, cuvinte care ne interpelează, uimitoare. De exemplu, Sfântul Sofronie Zaharov spune: e cam greu pentru cineva din lume să-i dea Domnul această rugăciune continuă, e ca un foc care l-a aprins în el, pentru că omul respectiv tinde să se ducă într-o crăpătură a pământului, așa, să se ascundă undeva ca să țină darul acesta atât de prețios, nu vrea să-l piardă. Deci darul acesta trebuie să-l întreții, trebuie să pui combustibil în focul acesta lăuntric. Însă să nu credem că lucrul acesta se întâmplă numai și numai cu cei care sunt retrași. Există oameni care au rugăciunea. Circulă un film pe YouTube, cred, l-am văzut așa, cu cineva care a suferit în perioada comunistă, un părinte care era și imberb, așa, deci nu avea nici măcar barbă, ai fi zis că nici nu se ocupă serios așa cu viața lui duhovnicească, și spunea niște lucruri atât de uimitoare și atât de adânci, cred că a trecut la Domnul între timp, printre care faptul că a doua oară când a intrat în pușcărie, spune, deja eram pregătit acum, aveam rugăciunea inimii. Adică nu mai puteau să-mi facă nimic, aveam rugăciunea inimii. Deci vedeți, oamenii în fața unor situații de o intensitate strivitoare, până la urmă, pentru viețile lor, au învățat să caute sprijin la Maica Domnului, la Dumnezeu, prin stăruința aceasta în rugăciune. Deci de aia spun că dacă am glumit așa serios spunând se poate totuși, părinte, un isihasm de apartament, da, se poate un isihasm de apartament, de stradă, de servici, de toate locurile unde pot să trec eu și stărui, da, în a avea rugăciunea inimii. Și spuneam, apropo de descoperirea lucrării din cămara inimii, că Mântuitorul ne spune, El ne învață să facem lucrul acesta, să ne retragem în cămara inimii noastre. Da? Adică să intrăm în lăuntru nostru, să aruncăm afară toate preocupările, știți, știința se ocupă cu lucruri din exterior, să aruncăm toate preocupările care privesc obiecte de obiecte de cunoaștere sau, să spunem, centre de atenție din exteriorul nostru și să încercăm un pic în lăuntru nostru să spunem rugăciunea inimii într-o concentrare lăuntrică, știind că Dumnezeu, dacă este să se manifeste, de acolo începe să manifeste. Și, sigur, acum putem împrumuta anumite obiceiuri de la ISIH, puteți să aveți un scăunel din ăsta mic, așa, în care să stați un pic aplecați, așa, cu atenția cumva spre inimă și să încercați să vă rugați. Puteți să stați pe marginea patului, în genunchi, puteți să stați, poate chiar așezați, de exemplu, dar să nu fie o așezare în aceasta cu un confort care să vă strivească efortul acesta de a spune rugăciunea, să nu fiți foarte bine giftuiți, pentru că atunci s-a terminat, nu mai îți vine de nicio rugăciune, nu mai poți să cauți. Deci să ai condițiile acestea minime cumva ca să poți să fii în această lucrare. Și aș îndemna câteva minute pe zi, măcar, să faci 10-15 minute, de exemplu, să te retragi în cămăruța ta, seara, eu cred că poți să o faci și în loc de rugăciunea de culcare, pur și simplu, nu trebuie, acum, eu personal aș da toată libertatea aceasta celor care se povedesc la mine, dar să stăruie în această rugăciune. Am văzut la Mănăstirea Vatopet că, pur și simplu, orice fac ei, sunt în rugăciune. Da? Deci te duci în sala de mese, se mănâncă, e rugăciune. Au terminat masa, cei care strâng acolo, eventual te mai implică și pe tine să strângi, în eventualitatea că ai bucuria asta să poți dai o mână de ajutor, ei spun rugăciunea, spun cu voce tare, Doamne Iisuse Hristoase miliește, Doamne Iisuse Hristoase miliește, da? În greacă. Da? Deci fiecare spune rugăciunea și ei au această căutare continuă de rugăciune. Dar nu e o căutare numai a monahului, este o căutare a oricărui creștin. Da?